În alte 8 grădinițe din raionul Orhei sunt implementate servicii de catering. Bucatele pentru copii sunt preparate într-o bucătărie amenajată conform standardelor europene. Acest lucru i-a bucurat pe părinții, care spun că micuții lor vor fi hrăniți cu alimente sănătoase. Copiii care frecventează grădinițele din comunele Puțintei, Chiperceni, Seliște, Stepsoci, dar și din satele Susleni, Isacova, Bolohan și Necolaeuca, beneficiază de alimente gătite ca la restaurant. Inițiativa a fost apreciată de părinți, care spun că vor fi mai siguri că micuții lor vor fi hrăniți sănătos. Suntem mulțumiți, copiii tot sunt satisfăcuți de acest meniu. Deputatul Partidului Șor, Marina Tauber, și președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, au mers în teritoriu pentru a se convinge de reușita acestui proiect, care este extins în tot mai multe localități. Acest sistem era inițiat de președintele nostru, domnul Ilan Șor, primar de onoare al municipiului Orhei, care a venit în orașul Orhei cu mai multe inițiative și proiecte sociale, care au dat exemplul bun de urmat țării întregi. Iar atunci când dezvoltăm acest produs de catering, economisim la toate capitolele și banul public chiar este direcționat acolo unde trebuie, iar beneficiarul final, copilul, are parte de un produs calitativ, de un produs care îi permite copilului să se dezvolte și să aibă energie necesară pe parcursul întregii zile. Iar primarul din Nicolaeuca spune că asigurarea unor condiții mai bune, inclusiv pentru copii, este responsabilitatea autorităților locale. Copiii vin entuziasmați acasă de meniul de mâncare pe care o consumă la grădiniță și le place foarte mult și pe asta pe noi ne bucură foarte mult. Copiii sunt mulțumiți, inclusiv și părinții. Sistemul de catering în grădinițe a fost implementat acum 2 ani la inițiativa lui Ilan Șor în toate cele 7 instituții preșcolare din Orhei. Proiectul este o premieră pentru întreaga țară. Anterior, Ilan Șor a promis că în 2022 va derula un vast proiect de renovare a grădinițelor și școlilor din localitățile conduse de primari din partea Partidului Șor. Totodată, în acest an, echipa lui Ilan Șor a amenajat 10 de terenuri de joacă în satele în care formațiunea are primari.